României, dacă nu cu titlu? Deocamdată mă gândesc la ambele trofee, atâta timp cât mai sunt șanse matematice și la titlu, cu toate că cei de la CFR au 7 puncte. Noi încă ne gândim, pentru că nu este nimic pierdut, putem să câștigăm cu ei și șansele noastre vor deveni mai mari. Dar deocamdată vreau să ne gândim la primul meci, cel cu viitorul. Trebuie să facem meci bun acum acasă și să avem prima șansă în retur. Ai auzit declarații lui Gică Hagi după meci cu Sepsi, că bate CFR-ul, relansați campionatul, vrea să câștige și cupa, vrea și nu a zis și mister, noi ne gândim să câștigăm pentru noi, nu pentru celelalte echipe. Dacă o vom face, o facem mai pentru noi și pentru suport. Ce ar fi mai onorant pentru tine, să câștigi Cupa României și să pleci la o echipă mare în afară sau toate? Și ambele ar fi cel mai minunat. După aceea, dacă voi pleca, voi pleca. Dacă nu, cum am zis de fiecare dată, mă simt foarte bine aici, mă simt iubit de suporteri, de toți cei din conducere și mă înțeleg foarte bine cu colegii, suntem o familie, e greu să mai găsești așa ceva în altă parte. Deocamdată nu mă gândesc la plecare. Cu ce pleci? Cu un titlu, cu o cupă? Nu plec, a zis! Nu plec. Dar unde să plec deocamdată? Că nu e perioada de transfer. Până în vară mai sunt multe meciuri și trebuie să fac treaba bine aici. Mister, ați văzut că și Gigi Becali a făcut calcule. Câștigați ambele meciuri cu CFR și gata, intrați iar în lupta pentru titlu. Dar trebuie și ei face la fel cu CFR. Dacă nu, înainte am vorbit că depinde de noi. Acum sunt 7 puncte, nu depinde doar de noi. Depinde și de alte echipe că trebuie să face rezultate cu CFR. Și revin cu rugămintea de a vorbi despre meciul de cupă. O să avem conferință pentru partida cu CFR. Mister, din vară vi-l doriți pe Băluță? La Craiova? Care Băluță? La viitorul. Dacă nu la viitorul, știu că ar fost la Craiova. Repet. Sunt jucătorii de alte echipe. Nu mi place să vorbesc. Din acest perioadă eu sunt foarte mult concentrat cu jucătorii care am la dispoziție acum. Repet, sunt mulțumit de ce face. Trebuie să creștem, normal. Păi în vară nu este acest moment potrivit pentru a vorbi de ce se va întâmpla. Mister, cum comentați atacurile venite din...